Bună, sunt Mia. Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, că mă ajută tare, tare mult. Să vorbim de Raul și de Izabela. Ați văzut ce urât a vorbit cu ea? Apoi a dat a dat vina pe suc, cum îi zic ei, așa se zice în casa mireasa, la alcool. Că de asta s-au revoltat doi dintre concurenți și a făcut petiție la producători să nu mai dea alcool. Păi, poți să dea, dar puțin. Că o petrecere fără băutură, cu toate că merge și fără băutură. Izabela a avut doar cuvinte urâte să spună despre el, că a strigat la ea, i-a vorbit urât, a jignit-o și că nu vrea să mai aibă de-a face cu el. Nu mai vrea deloc să mai audă de el. Da. Pentru că ea are familie, are cunoscuți, are prieteni. Cum să stai la televizor și să vezi copilul tău cum e făcut în toate felul de cineva? Păi până la urmă ei sunt străini unii cu alții, nu se cunosc. Se cunosc de că la casa mireasa, două luni, nici două luni. Așa că toți străini sunt. Oricât ar încerca Raul, ăsta e felul lui de a vorbi, așa e el, el e așa. Așa e. Caracterul lui nu se poate schimba. Nici dacă l-ar examina și l-ar vorbi cu domnul Puiu, psihologul, nici atunci. Dar ăsta e felul, nu se schimbă. Poate să se prefacă puțin, că am văzut că s-a mai prefăcut, dar degeaba. Raul rămâne Raul. Dacă n-a ascultat nici de mama lui când i-a zis mai încet, s-a prea aruncat așa dintr-o dată la ea. Când a venit la cină, deja a stat lângă ea, i-a făcut capul calendar. N-a avut răbdare cum l-a sfătuit mama lui, așa că... Dar și ea a țipat la el și ea l-a jignit. Păi normal, cum să răspunzi la jigniri cu jigniri? Bine, că putea să tacă, dar uite că n-a ales asta. Și Raul tot zicea că el a băut și că n-a... Dar prima dată n-a vrut să recunoască că a băut, dar toți băieții au zis, bă, ai băut. Pentru că a băut. A vorbit după ce s-a terminat petrecerea, a vorbit cu băieții. Că voia să primească un sfat, cred că, o părere, să vadă cam ce gândesc despre ea. Dar toți au spus, s-a terminat, trebuie să accepți asta. Nu te poți ține după ea, pentru că nu-i place. Ea i-a dat două șanse, n-a profitat de ele, două șanse a avut. Sunt femei care nu dau nici măcar una, cu toate că... A doua șansă e timp pierdut. N-are rost. Chiar băieții i-au și spus lui Raul că e gelos degeaba. Și gelos și supărăcios dacă vede că nu-i ca el. Apoi au mai comentat și de Ramona, că s-a dus și a dansat cu ea, că au stat îmbrățișați. El iar așa face că nu își amintește nimica. Ce a făcut la party, dădea înainte tot că nu, n-am băut nimic, dar băieții, bă, l-ai băut? Păi a băut, că am văzut și eu. Păi ce putea să fie în paharele alea? Decă băutură. Dar nu doar de pahare, că am văzut că a băut, după felul lui de a fi, se vedea că e puțin amețit, bine, nu beat, să zicem că a fost beat, n-a fost, dar puțin amețit a fost. Dar Raul n-are nevoie să fie puțin amețit, că să vorbească urât. Ăsta e felul lui. N-ați văzut și cu Ionela când au avut încercarea aceea de cunoaște ce urât vorbea cu ea? Și atunci când au fost la task-ul acela cu cătușele și după aceea când au fost împreună la... În continuu, nu mai știu unde au fost, dar oricum, în continuu, avea cuvinte urâte la adresei. Deci... Raul nu cred că o să aibă vreo șansă cu vreo fată, cel puțin cu astea din casă, pentru că fetele văd și dacă nu văd sau nu urmărit emisiunea, se informează și nicio fată nu dorește așa ceva. Conflicte între Gabriel și Stelian. De fapt, nu a fost chiar un conflict, ei erau la sală și... Stelian l-a întrebat doar dacă vrea să facă și el. Apoi, pentru că, știți, i s-a spus că orice se întâmplă să se ducă să spună la cameră, bine, ceva grav să se întâmple, el a luat-o de bună
Și cum nu-l duce minte absolut deloc pe Gabriel, după ce a strigat la băieți și a vorbit în stilul lui caracteristic, adică foarte urât și fără respect, pentru că nu știe altfel, cu toate că mama lui, eu acum văd că s-a mai potolit, de înainte făcea: eu nu te-am educat așa, că Gabriel e un băiat educat. Unde e educația? Unde e educația? Că eu n-am văzut-o. N-am văzut decât un bădărat. Un bădăran, asta am văzut, și unul care are probleme grave la cap. Ar trebui trimis de urgență acasă să nu se ajungă la ceva, vreun act de violență. Vă amintiți amenințările cu cuțitul și multe altele? Am mai citit niște comentarii unii că, să, dintre cei care văd emisiunea, comenta că să șadă să călească, alții că să încerce să adapteze. Nu se poate, n-a venit pentru călit în casa mireasa, aia poate să călească, să ducă în pădure undeva, unde e locul. El a venit să cunoască o fată, să căsătorească. Cum fetele fug de el, nu-i văd niciun rost. Chiar nu-i văd. Șanse a avut. Din partea staffului. A fost la eliminare. L-au votat toți din casă. Toți. Să plece. Stafful l-a ținut în casă. I-a dat o șansă. Nu se poate. Pur și simplu, ăsta e felul lui. Nu se schimbă caracterul omului. Nu se schimbă. Cu ăla te naști, cu ăla mori. Și atâta tot. Aia a fost discuția. L-a întrebat dacă vrea să facă sport. Nu i-a zis absolut nimic. El a și fugit la cameră și a început să spună că la producătorii, să spună acolo că ce-a făcut. Iar la capricii, Gabriela Cristi a spus, oricine instigă să fie eliminat pe loc. Când a auzit și asta, gata, s-a duce, pentru când se uită unul puțin la el, s-a dus la cameră, dacă n-a dat 100 de mesaje. La Antena Play era un continuu, era la cameră. Băieții îți făceau: stai mă, ceva, l-au întrebat de sarmale, n-a răspuns, el tace. El vrea să pară victimă, să victimizează băiatul, că a văzut că merge cu victimizarea. Chiar a mers o perioadă. Dar și victimizarea asta nu merge la nesfârșit. Nu, deja lumea s-a săturat de el. Și cei din casă, cred că și cei din staff, sper să plece vineri, că e de groază cu el acolo. Spunea că a fost atacat de Stelian, că Stelian l-a întrebat un lucru care putea să răspundă cu da sau nu. Și el nu știe să răspundă cu da sau nu, el zicea că nu vorbește cu băieții, dar se duce și spune la cameră, mai zice unul, Gabriel nu-i cu minte. Mai comenta că nu sunt aici să-și bată joc de mine. Păi dacă așa știe să se comporte și a ajuns bătaie de joc a băieților, nu-i devine nici care dintre ei. Și că nu-i lăsat în pace, dar i-au vorbit, chiar i-au vorbit de data asta foarte frumos. Apoi Mihai și cu ceilalți au văzut că mâncase acolo, aruncase pe jos, lăsase pantofii, mirosea urât. Păi el mai stă cu băieți în cameră, nu stă singur. Ar vrea el, dar nu sunt destule camere ca să șadă fiecare cum vrea. Nu poți lăsa pantofii să miroase la băieți la nas sau mâncare, ci mâncase pe acolo, aruncase pe jos. Așa că Mihai, că s-a dus la cameră, chiar au avut dreptate, au avut dreptate întru totul. Și zicea că să-l avertizeze cineva că pute pe acolo, pe unde l-a lăsat. Iar Gabriel în continuu cu reclamațiile. Apoi mi-a plăcut în emisiune, Simona Gheri a spus că ea n-a văzut nimic exagerat. Băieții doar i-au adresat câteva cuvinte. El se băga peste prezentatoare, ea vorbea și se băga și el să vorbească. Bineînțeles că el nu știe să se exprime, nu știe, și cu ton agresiv. Spre binele lui și spre binele celorlalți băieți și a fetelor, pentru că nu o să se apropie nici una de el. Nu o să se apropie. Și chiar dacă ar veni și alte concurente, cu toate că nu o să mai vină mult timp, dacă o să mai vină 2 săptămâni, dacă o să mai vină vreuna. O să fie, ori a văzut înainte să intre, ori o să fie pusă în temă de celelalte fete. Așa că stă degeaba. Ia bani degeaba, doarme degeaba. Chiar a fost mesaj pe plasmă că să nu doarmă. Și el zice că n-a scris că Gabriel să nu doarmă, dar i-a zis prezentatoarea. Fix la el se referea, când a zis că nu se doarme ziua. Că e răcit și că stă în pat, nu ai voie. Și dacă ești răcit și stai în pat, ce trece? Dar eu, când zbera pe acolo, nu era răcit? Diana și Alex stăteau și ei de vorbă de siguranța în cuplu. Siguranța nu există. Nu poți să fii sigur de nimic, să fii 100% sigur de un lucru. Nu există așa ceva. Ea are nevoie de siguranță.
pentru că nu cred că are încredere în Alex. Are impresia că ceva se întâmplă. O văd că stă tot în gardă. Eu așa o văd. Iar vrea să șadă atunci când sunt ușile deschise, doar ei doi. Dar lui îi place și să fie cu ceilalți băieți. Apoi, când ea tot comenta acolo, el zice, nu te mai gândi. Ea chiar are îndoieli. Da? Am văzut că s-au dus și puțin în dormitor, au stat pe pat, au mai vorbit tot pe temele astea de îndoiele. Dar s-au stins luminile. Normal că n-a profitat el să o îmbrățișeze sau ceva, nimic, s-a ridicat și a plecat. Da? Că au primit scrisorii în care ziceau că nu li s-a dat nici un ordin, că de obicei cam ordinele, tot ce îi e, sunt ordine. Fă cuplu cu asta sau lasă-o pe aia, fă cuplu, pentru că și în emisiunea noastră, în fiecare sezon, să dau aceste ordine, eu așa le zic, indicații. El vrea sfaturi, ce nevoie are. Dacă într-adevăr simte ceva pentru ea sau ea pentru el, nu au nevoie de sfaturile nimănui. Nu au, pur și simplu. Voi ce ziceți? Au sau nu? Fetele sunt deranjate de Gabriel, de fapt. Nu doar fetele sunt deranjate de Gabriel, toată lumea e deranjată de el. De asta nu înțeleg de ce îl țin în casă. E un om cu grave probleme. Am mai spus asta. Nu că aș avea ceva cu el, nu-l cunosc, nu mă interesează. Zic doar. Pentru siguranța celor din casă. Dacă ar fi fost în sezon cu mine, Gabriel, mie mi-ar fi fost frică să doarmă în aceeași casă cu băiatul meu. Doamne ferește, în aceeași cameră. Nu poți să știi, la un om cu probleme, nu poți să știi cum reacționează. L-ați văzut atunci cu cuțitul în mână. Așa că cel mai bine ar fi staful să-l trimit acasă, pentru că staful hotărăște, nu publicul, nu cum bate câmpii Simona Gherghe și asta Gabriela Cristea. Nu. Staful. Staful ține pentru circ, ca să-și râdă de el. Ca și poanta aceea cu lopățica, cu fundiță, sau greblă, sau ce era. Vedeți? El vrea doar, cum zice, să-și vadă de competiție. Ce, cu cine e el în competiție? Cu nimeni. Singur. Așa că am văzut că a reclamat că băieții se uită la el, dar și el tot la fel stă într-un loc și se uită, țintește cu privirea. Are o privire și amenințătoare și are și fața aia. Eu nu m-aș fi simțit în siguranță cu el în casă, pentru că, repet, nu știi cum reacționează. Nu știi ce-l apucă. E un pericol în casa Mireasa. Știu că am mai văzut comentarii că să-i dăm o șansă să... Asta nu e centru de reabilitare, nu e centru de reeducare, nu e spital de psihiatrie, nu e. E casa Mireasa. Tinerii au venit să se căsătorească. Eu nu cred că nici fetele, nici băieții să șadă liniștiți. Nu poți să stai liniștiți cu pericolul lângă tine. Eu așa-l văd un pericol. Voi, dacă aveți alte păreri, aș vrea să le aud. Ciudat rău Robert ăsta, nu-mi place deloc de el. Nu-mi place. Deci o fată deșteaptă. Să știți că nu susțin pe nimeni, tot repet. Aș fi vrut să susțin pe cineva, dar nu văd. Nu văd pe cine. Am mai avut concurenți care au intrat în ultimele 2 luni pe Antonio. Pe Antonio, da, l-am susținut. Mi-a plăcut foarte tare. Un băiat extraordinar. Dar în casa asta chiar nu am pe cine să susțin. Am văzut că vorbeau ea cu Tess și cu Robert, stăteau acolo afară, în brațe, au stat și pe canapea, s-au dus afară. Ei era dor de acasă, au zis melodia aia machedonească. Eu am stat în Constanța, am locuit acolo, am lucrat acolo ani de zile și știu melodiile, știu, nu le știu să le cânt, bineînțeles că eu nu cânt, dar le-am auzit și le recunosc. Trandafir crește în firida mea, cam așa ceva, da, e o melodie foarte cunoscută de acolo. Am avut chiar și colegi, am avut și prieteni, oameni de treabă, doar să nu enervezi. Așa că ea era foarte îngrijorată, dor de acasă, chiar a și miorlăit puțin, știți, s-a smiorcăit, că fără smiorcăială am văzut că nu merge. El comenta că lasă, că o să te duci acasă, ea spunea că niciodată n-a fost plecată așa de mult, ea se referea la Constanța, nu la București, pentru că în București stă cu chirie. Mai era îngrijorată de pisică, să știți că și eu când am venit la Mireasa am lăsat cățelul cu vecinul.
Am avut și o pisică persană pe care am făcut-o cadou doctorului veterinar. Și ei era dor foarte tare de Constanța, să știți că și mie mi-e dor de Constanța. Constanța e un loc special pentru mine și o să rămână un loc special în inima mea. Cu toate că sunt la Marea Mediterană, insula Rodos între cele două mări, arhipelagul Egea și Marea Mediterană, dar nu-i Constanța. Nu-i Constanța. Au mai stat ei de vorbă așa. El zicea că a greșit, că a greșit și ea, că sunt vinovați, lucruri din astea care n-au nicio importanță. Eu nu cred că a greșit ea cu nimic, nu cred că lui e vinovată cu nimic, doar el, cu gelozia și cu comportamentul ăsta urât. Ați văzut la Tascu cu gătitul legat la ce a țipat la ea. Dar dacă ea îl acceptă așa cum e, necioplit, problema e, nu? Foarte interesantă fata aceea, Simona, foarte interesantă. Bine, frumușică nu prea e. Nu, asta e important, fiecare suntem cum am fost lăsați. Erau la unghii, parcă își făceau unghiile și povesteau de relații, de băieți, de... și ea spunea că a fost amantă, dar nu e tocmai corect amantă, pentru că bărbatul cu care a fost într-o relație timp de 3 ani, parcă zicea, nu era căsătorit, n-avea copii, n-avea și el pe o femeie care era plecată mai mult la lucru în străinătate, trimitea bani pe care îi cheltuia cu ea. Ea a spus asta, nu zic eu, pentru că nu o cunosc și... Eu spun doar ce a zis ea și comentez pe tema asta. Așa că mai spunea că a stat în casa ei. Da, a stat în casa acelei femei, dar ea nu venea în 3 ani de zile acasă. Ba, cred că venea, dar atunci poate pleca. Am mai auzit cazuri din astea. Și ea știa tot. Și s-a complăcut în situația asta de un fel de amantă. Nu era chiar amantă, era a doua. A doua era. Sunt destule femei care le place rolul de amantă. E cel mai bun, pentru că n-au nicio obligație la bărbatul respectiv, nu trebuie să le facă să-i gătească, să duc la distracție, mai primesc și bani. Treaba lor ce fac nu mă interesează. Dar el cred că i-a făcut, după spusele ei, o promisiune că se desparte și spunea ea chiar a părăsit-o pe cealaltă, ea n-a mai vrut. Pentru că a luat hotărârea să o sune și să-i spună. Eu cred că ea bănuia ceva, femeile au simțul ăsta. De fapt bănuia, știa că are pe cineva. Nu știa iar exact amănunte, dar sigur știa. Și mai zicea Simona că odată luată hotărârea să-l părăsească, n-a mai vrut să mai întoarcă la el, cu toate că a avut sentimente, că era dependentă de el financiar, poate și amoros, ea știe. Da. Dar părerea mea e că nu ar fi trebuit să spună lucrurile astea. Ea n-a venit să-și spună trecutul. Sunt niște lucruri care o priveau direct și personal. Mai ales că vrea să facă ceva cu Sorin. Am văzut că erau unul lângă altul, el foarte fericit că are și el în sfârșit pe cineva, că până acum nu s-a îndreptat nicio fată către el. Așa că vom urmări relația lor. Cât o țin? Mihai și Alexia, deși nu s-au declarat într-o cunoaștere încă, am văzut că sunt foarte apropiați, stăteau de vorbă, el chiar o ținea așa în brațe. La un moment dat o întreabă unde te vezi peste 3 ani și ea zice că ea vrea să se mai ducă pe la emisiuni, să se mai ducă pe la concursuri, să se înscrie peste tot, ea se vede la emisiuni. Nu a zis niciun moment că s-ar vedea cu el. Nu se vede cu el și dacă nu se vede cu el, ce rost are, bineînțeles, în casa Mireasa stau doar ca să fac, mai ales ea, să facă cunoscută. Că de asta și puțin îmbunătățirii, botoxul și ce-o mai avea. Oricum e o fată așa frumoasă ca să îți dai respirația când o vezi. Nu prea sunt așa frumușele în casa Mireasa. Unde sunt fetele frumoase din România recunoscute pe tot pământul? Au plecat în străinătate. Pentru că România, ați văzut cum se comportă cu ele. Și mă refer doar la fostele concurente. Uitați, Ana și Daniel. Ce fată frumoasă, Ana. Și o fi trebuit aici vin în România să mărite și nici n-a reușit măcar. Da. Dar auzindu-o Mihai, a zis că și el ar vrea să se ducă la emisiuni. Eu pe ea o văd să se ducă, dar pe el nu prea.
Doar dacă ar rămâne să înscrie încă o dată în sezonul 11, în caz că o să mai ține. Dar dacă merge tot așa, cu concurenți, cu probleme și cu oamenii cu tot felul de boli depresivi, că din aceștia aduce, nu aduce oamenii hotărâți să se căsătorească, oameni serioși. Păi de asta te înscrii la o emisiune matrimonială. Nu poți tu să vii cu probleme psihice. De fapt, poți să vii, dar ar trebui să-l fie acceptat pe Gabriel. Eu cred că Alexia are dreptate cu ce zice, are 21 de ani, tocmai e împlinit, așa că n-are rost să se căsătorească. Și Mihai, 23 de ani, foarte tineri pentru căsătorie, foarte, foarte tineri. Cel mai bine ar fi să-și vadă fiecare, bineînțeles, după ce iasă din emisiune. Dacă vor să ducă la emisiuni, foarte bine. Foarte bine. Să duc. Cam asta am avut până acum să vă spun. Vă doresc o zi plăcută în continuare și la revedere!